Impact mortal pe DN25 la Galați. Șoferul unui Logan care venea dinspre Tecuci către Galați a intrat, se pare, cu viteză în curbă. Vitezometrul a rămas înțebenit la 120 de km pe oră și a lovit în plin un Audi care circula pe sensul opus. În urma impactului violent, ambele mașini au fost făcute praf, mai ales Loganul, al cărui motor a fost aruncat în mijlocul șoselei. Pasagerul dreapta din Logan, tatăl șoferului, a murit pe loc. De asemenea, și o fetiță de 3 ani și jumătate ținută pe brațe a zburat prin parbriz și a decedat ulterior la spital. Rănit mai grav este și un băiat de 15 ani din aceeași mașină. Echipajele noastre au preluat un tânăr de 37 de ani cu un traumatism cranian cu o plagă frontală și încă un tânăr, un băiat de 15 ani, cu un traumatism craniofacial și cu câteva plăgi în regiunea capului. După ce li s-au acordat primele îngrijiri, a fost transportat la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei pentru consult și tratament de specialitate. Intervenția s-a făcut în colaborare cu colegii noștri de la SMURT. Într-un accident cu două autoturisme implicate, 8 victime, un pacient decedat la locul solicitării, 2 copii, o fetiță de 3 ani și jumătate și un băiat de 15 ani. Pacienții cei mai grav sunt fetița de 3 ani și jumătate intubată și dusă la spitalul de copii și un pacient din Logan care era cu fracturi deschise la membrele inferioare. 8 autospeciale, ambulanța, SMURD-ul și descarcerarea au intervenit la locul impactului, deoarece numărul victimelor s-a ridicat la 8. Am intervenit cu 8 autospeciale pentru intervenție la un accident rutier cu 8 victime. A fost necesară descarcerarea unei victime în stare destul de gravă, o victimă din păcate decedată. S-a acordat asistență medicală unei fetițe în stare destul de gravă, care e transportată la spital. Celelalte victime din Audi sunt rănite mai ușor, dar sunt în stare de șoc. Rudele celor din Logan au ajuns și ele la locul accidentului. Din primele cercetări, totul a pornit de la șoferul Loganului, un tânăr de 22 de ani. Conducătorul unui autoturism Dacia Logan, care venea dinspre Tecuci, a pierdut controlul volanului în curbă, pătrunzând pe contrasens, a lovit frontal autoturismul marca Audi. În urma accidentului a rezultat o persoană decedată, 2 persoane rănite grav și 4 persoane rănite ușor. Până în prezent nu putem face aprecieri legate de viteză. Părți componente ale autoturismului pot desprinde și din cauza dinamicii accidentului și a modalității de producere a lui. Oamenii cred că viteza a fost clar cauza accidentului. 6 morți, 5 morți și un copil, 5 adulți și un copil. Viteză super viteză. Când am ajuns noi, deja era impactul făcut. Mortul era jos, fiind care era de la Logan, șoferul, era jos, deci din care a venit, s-a luat, avea o fetiță, băieții care au fost aici, au plecat la spital. Viteza lor de mare, neatenție la volan, teribilism. Circulația a fost blocată peste o oră pe ambele sensuri.